Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi discutăm cu președintele de onoare al Partidului Liberal, domnul Mihai Ghempu. Mulțumim mult că ați dat curs invitație noastre să veniți la această emisiune. Au trecut 8 luni de zile de când Rusia a invadat Ucraina, dar în Republica Moldova încă nu există o părere, să zic așa, consolidată. Mai sunt politicieni care ezită să spună ce se întâmplă de fapt. Există cetățeni care dau dreptate liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Dumneavoastră, bă, este clar ce cred cetățenii despre ceea ce se întâmplă în imediata vecinătatea Republicii Moldova? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Bună ziua, radio, telespectatori sau cum e la da, dumneavoastră aici. Suntem în direct la radio, la Le TV zic, și pe rețelele de socializare. Că rar uh, apar la micile ecrane. Uh, ce să vă spun eu? Dar la noi uh, nu de azi că unii au uh, încetenează cu poziția, să spună clar adevărul. Bă, din, din, 90. Păi au chest? trecut 30 de ani și după 30 de ani ar trebui uh, să fie o claritate. Unii au adevărul despre limbă. Au ținut până 5-6 ani ca să spună că e limba română. Conducerea statului, nu mai vreau să dau nume, mă cred că înțelegeți. Și tot timpul am avut oameni de ăștia, ăștia să fac parte din categoria stataliștilor, sunt stataliști pro, ei zic pro Moldova, dar Moldova e dincolo de prut, aici e doar o mahală a Moldovei. Și stataliști pro-ruși. Iată aceste categorii, dacă să luăm chiar și actuala guvernare, vă amintesc că primele zile se temeau să spună război, cum, agresiune militară, spuneau la vecini, nu știu ce acolo, evenimente. Aici și problema că... Ce se întâmplă totuși în imediata vecinătate a Republicii Moldova? Dic război, de la noi e frică și câteodată mă întreb oare chiar noi suntem urmași cu mari care ne mândrim cu atâtea victorii în atâtea războaie, când noi ne temem să spunem două vorbi sau trădăm neamul, pământ pe care locuim. Dar care sunt factorii care influențează opinia cetățeanului ca să aibă o claritate despre ceea ce se întâmplă? În primul da, propaganda rusă și partidele care le vin de la noi. Și oamenii care, care cred că dacă actuala guvernare o să ducă la Moscova, o să aibă gazetină. Și speculează, iată, aceste partide pro-rusă care știu foarte bine că nu va fi niciodată că prețul la gaz, la energie electrică, la alte lucruri, stabilește piața și nu... Şi apoi, la urmă, ormei, dacă se duce, înseamnă că ce să acceptăm bază militară pe teritoriul nostru, că în cazul dat n ar da gaz ieftin, dacă noi am spune că, bine, noi acceptăm că pe teritoriul Transnistria, acolo unde se află toată armamentul, muniția asta rusească, să fie bază militară. Și ce vor ruși, da? Păi atunci, dar cine mai suntem noi? A cui urmași suntem și ce fel de independenți suntem? Sunt multe probleme aici, dar totul e legat de, 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 educația omului, de informația lui, de cine a fost el ieri, că noi avem urmași celor care au întâlnit în 40 armata rusă cu flori și cu o, ușorul cu vin, că adică, pământul ăsta multe a văzut și multe a trăit. De ce? Este foarte greu. Da, dar cred că problema principală este că la 90 în ce n-am avut uh, permanent conducători care să ducă uh, una și aceeași politică în direcția adevărului a dreptății și uh, a cursului nostru firesc istoric. Dar printre conducători a fost și Mihai Gimpu. Păi eu, eu, am dus, eu politica asta am făcut. Eu, eu am fost, uh, eu sunt unicul care am semnat decreturile la ocupație, eu sunt unicul care am descrisat arhivul după ce au fost trei președinți aleși cetățeni două mandate, câte un mandat și voron de parlament două mandate. Eu sunt unul cu care am fost inclus în lista dușmanilor Federației Ruse, rături cu cu senatorul ăsta McCain în Statul Unite Adică mie nu mi se poate reproșa. Sunt unicul. cu... Fostul senator, că deja nu mai este în Da. Sunt nu unicul, dar președintele partidului și președintele fracțiunii care am sesizat Curtea Constituțională privitor la limba pe care o vorbim cu sumie, este moldoneasă română și avem decizia Curții Constituționale că limba vorbită din noi, limba română, fiindcă și aici apă, și la Timișoara e apă, și la Cluj, și la Orad și așa mai departe. Arad, pardon. Așa că eu, Mă rog, greșeli poate, dar nu există om să aibă greșeli, dar de punct de vedere a poliției naționale, eu și Peleau noi am mers corect, să am și... dus drapelul frontului până la la limbă și alfabet, până la O să vorbim despre greșeli și regrete, dar ați spus ceva mai devreme, politicieni proruși în Republica Moldova ar trebui Republica... să fie politicieni de dreapta, de stânga, de centru dreapta, de centru stânga, nu. de ce totuși se zice partid de proruse? Trebuie să fie partide pe doctrină. Exact. De ce se liberal, zice liberal formațiuni politice pro-Kremlin. Păi, e, e, nu, unii, e, așa și cred că nu trebuie să fie în Rusia, că adică în, în, în 1812 și în 1940 am fost eliberați, dar nu ocupați. Așa cred ei, pentru că așa eu crescut, eu educat, unea sovietică prin școala care eu cred că foarte mulți la noi, procentul e foarte mare, care cunosc mai bine istoria rusă decât istoria noastră, așa că aici întrebări nu trebuie să fie. Și doi, că unii au înțeles că dacă îmbrățișează această ideologie, mai bine zic, nici nu ideologie, dar această politică prorusă, el va avea voturi. Și că segmentul ăsta e mare. Sunt oameni chiar și printre ai noștri, care ei vor un nesovietic. Și de ce ei s-au gândit la... Aha, sunt de care... Dar eu înseamnă că mă duc în Polișa să fac bani. Și au venit și au făcut bani. Au mulți și Moscova și au mulți și, și, și cetățenii populației Republicii Deci și două. se pot face bani în politică. Ei, da, păi, dacă au ajuns furi miliardul, dacă au ajuns... Știți că contractele astea care cu eu am spus odată public și pe și aici. Mie mi propus 400 de milioane de lei să accept un contract în defavoarea cetățenilor și în favoarea organizației care se vândă. Și am zis că Dar cine v-a propus? Nu, nu, vreau să spun. În final au să așa că nu ne aranjează răspuns, dar ne place omul ăsta, chestiuni cu care în Republica Moldova nu ia bani. Și policianul uh, cel e aici? E plecat? Cine? Dacă care v-a propus bani? Dacă nu Polișan mi-a propus. Dar Asta ce? au ieșit alții prin... E, știți cum e. Dar măcar din care tabără să ne fie nu, și nouă nu Din, clar. nu, nu din tabără și nu vreau să vorbesc. Eu uh, Domn am Ghebu, dat... Dacă ați spus a spuneți și bine. eu am spus așa. Toată lumea și, o să nu, se acum nu, să nu, ghicească. Nu, 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 vreau să spun oamenii la bătaie. Că știți cum e la noi. Uh, poate eu mai mulți prieteni prin organe și atunci suferă omul ăsta, care eu nu vreau să... să că... E... Nu spuneți omul, dar spuneți din partea cui a venit acel om. A organizația, cu da? nu vreau să o spun. Da, dacă omul și refuză și atunci spune că. Dar el, sigur că n-ați vrea să spune, să accepte și atunci. Dar în spatele organizației sau în fruntea organizației, cine stătea? O, omul. Omul care, care, cred că învârtea bani cu, cu care un nume Conducerea, omul cel? conducerea care un nume, precedente omul cel? sau cu alții până la mine, după mine, nu știu cu care e. Dar uh, problemă... Eu ce am dat de Dar nu vreți să mi spuneți locuri? cine nu stătea în fruntea stă... organizației. Păi clar că dacă spun cine stătea în organizație clar că eu deschid paranteza. Uh, eu sunt de profesie jurist. Dar nici eu știu, nu v-ați dus să anunțați înseamn... structurile da. de forță. Eu, uh, uh, dacă aș fost la mine în cabinet și imprimam prin cameră, așa cum l-a imprimat placaniu pe Dodon, atunci da, dar când veni și îți propune și îți refuz și omul la pe urmă spui că da, și omul acela îl cheamă și el spune da, nu a fost așa ceva. Pentru că azi oamenii nu vor dă mărturii pentru unul care a călcat o găină, că vecinul lui și vrea să știți relațiile. Și că aici sunt lucruri complicate, că mai mult noi știm ce organe avem noi la noi. Și știm relațiile organelor cu cei care sunt cu mulți. Totul cunoaștem, așa că mai bine și protejăm. Eu am dat acest exemplu pentru că, într-adevăr, în politică au venit uh, 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 mulți pentru a face bani. Iată, ei n-au ideologie, cum a spus dumneavoastră, da? Noi, liberalii, avem ideologie, noi suntem partid liberal, doctrina liberală, adică promovăm libertatea omului de a vorbi, de a gândi, de a munci, de a și unionism, de a ne uni cu țara noastră, România. Dar ei ce au? Iată, care e doctrina socialiștilor? Socialismul? După ei capitaliști. Care e doctrina comuniștilor? Capitalismul? După ei sunt comuniști capitaliști. Ei sunt mai bogați decât capitaliștii. La unii comuniști ei. nu are cum să fie doctrină capitalistă. Comunistă. Dar da, e doctrină da. socialistă. Ați spus capitalistă. Pardon, deci... am greșit aici. Da. Deci ei sunt partid comunist își promovează aceste partidele de stânga ca tare, dacă să luăm doctrinile, sunt partide de stânga, care la ei politica este socială. Așa ar trebui să da, fie. așa trebuie să fie. Noi suntem liberali care promovăm, noi suntem cei care spargem gheața, cum spune. Și uh, creștin democrații. Care s liberalilor e bună doctrina liberală dar până aici, adică până uh, liberalismul e acela care îl recunoaște biserica. Apropo, noi, liberalii, anume de ăștia suntem. Noi împărtășim valorile creștine și suntem cum liberali creștini. Nu suntem liberali de... Am înțeles, domn Chimpu. Dar da. pentru că am cuprins, ne cuprins -o. Haideți da. să ne spuneți poziția clară. Vă este acum cât de cât limpede de ce s-a pornit acest război al Rusiei da împotriva eu, Ucrainei? Da, eu asta am înțeles din... Eu am înțeles că război va, va fi atunci când. Uh, și am scris un articol. Uh, când a început uh, școala asta în, în Belarus, cu Belarusia, Putin, cum se cheamă, uh, o, o, ucenii federativă dacă spunem, să vorbim rusești, da? Eu am, atunci am înțeles uh, că. Putin va ataca Ucraina. Și asta era clar că după alegeri prezidențiale din Belarusia, Occidentul a comis o greșeală. L-a lăsat pe, pe Putin, pe Lukashenko să ducă în brațele lui Putin. Aici s-a făcut o greșeală. Și atât în felul acesta era clar că armata Rusiei e dus acolo pentru a atacat Chievul, fiindcă deja era luat Crimea, era luat Donbassul, Donetsk, Lugansk acolo și... Astea nu erau luate, acum au fost anexate. Erau luate, ocupate. Spuneau ei că armata nu-și ca și la noi, ca adică Transnistria că ei sunt, dar nu rușii conducă. Deci era clar, după ce au luat Crimea și zona asta, Donbass, Lugansk, da, că Rusia are nevoie de teritoriu ca să unească teritoriul a, rus cu Crimea e ocupată de la, luată de la Ucraina. De Ucranie. ce ar trebui Rusiei mai mult teritoriu? Pentru că e în, în, ei, dacă la noi avem un pământ care în Fibge, nu știu ce să zic eu acolo, orice creangă de ea și ea prinde la dâns și așa prinde. O prins ideologia asta imperialistă. La ei fiecare în cap au, îi văd lucrurile că ei sunt supra națiune, supra putere. Și i am lucru cuvintele se și aici la noi, prin anii 90, când spuneau comuniștii că noi am construit tot ce e aici, frontiștii ați venit la, din drum în drum, dar de agrarienii de la Coada Vaci s la Coada Vaci. <laughs> și eu le spuneam la agrarieni și n-au -au vrut să ne condea asta. Ei, e, 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 o situație când, ca la doi frați, da? dacă un frate nu vorbești cu altul, da? Și el și un și cu el vede, mai bine să împacă, dacă nu se împacă cu fratele. Și atunci fratele pune mâna pe armă și a, tu te duci cu Vasile, înseamnă că să ieși dușmanul Dar după 8 eu. luni de război ruso ucrainean vă este clar cine poate instaura pacea în această regiune și cum se va sfârși acest război? Nu, sincer, vorbind de numai ucranienii, prin victoria lor. Rusia e imperialistă, deci Putin a spus cândva, pare că la început, când primii ani de guvernarea lui, că cea mai mare greșeală a secolului a fost destrămarea URSS. URSS. Apoi el a avut o cuvântare la München, care eu am observat atunci că el, el a vorbit despre anexările teritoriale, despre refașa URSS, că dacă n-ar fi fost ucraini, el merge mai, mai slab și nu rezistau, adică nu opuneau această rezistență, ei erau de mult și la noi și în alte părți. Uh, numai, numai sigur, cu sprijinul Occidentului. Și Vladimir Putin se va împăca că este pierdut. Se va împăca, el, să nu se va împăca, e altă problemă. Uh, războiul va continua foarte mult. Dar eu zic, pacea poate să o aducă doar ucrainenii. dacă nu, ucrainenii nu uh, aduc pacea înseamnă că Putin merge mai departe și războiul va continua și la noi, și în Georgia, și în alte părți. Pentru că deja, uh, nu, mi-a trebuit să înțelegeți un lucru și cred toți toți înțelegem lucrul ăsta, că Uh, ca hoțul, da, de buzunar, da, el uh, până bagă prima dată mâna în buzunar la om, scam uh, mi e, e fric să nu-l prindă, să nu-l vadă. Dacă o bagat o dată mâna în buzunar și a mers, el o bagă și a doua, și a treia, și așa putin. El, el deja a intrat în jocul ăsta și nu-ți vă opri, fiindcă scopul lui uh, a fost restaurarea urăsăsă și nu mai e. posibil, poate cum am scris și eu, el vrea să refacă Imperiul tatar Mongol, acela lui Cinghis Khan, fiindcă că el mai mult seamănă cu ei, și la sânge, și la minte, și la față. Cum se și răsfrânge la... acest război asupra realităților din Republica Moldova? Odată ce n am fost capabil să înțelegem că putem avea o viață liniștită, plină de, nu, plină de pace, să spunem așa, adică și în afara tuturor pericolor prin cu România, avem ceea ce avem. Eu am fost chiar acum, că dacă ați observat, eu merg și mă întâlnesc cu noi și prin teritoriu, cu organizațiile noastre. Și Întrebarea era cu ce impact are acest război asupra Republicii Moldova? Negativ. Impactul este, în Moldova. primul rând, avem probleme, noi și așa nu avem economiei și nu putem rezolva probleme sociale economice, adică pensiile, salariile. Este criza energetică, este criza frica oamenilor de, de că să nu treacă, să nu ajungă. Că am fost sunat de oameni că și le-am spus cât nu au luat Odessa, nu vă temeți, stați liniștiți. Adică este uh, eu am început să spun adevărul, că aici este, totul este legat de România. Deci noi putem să avem o viață liniștită fiind uh, uniți cu România și nu doar uh, faptul că România e țara noastră, dar că România este stat membru NATO și rușii cu NATO nu pot lupta. Se demonstrează și uh, demonstrează foarte bine și războiul Ucraina unde Ucraina este sunută de Occident și Rusia nu rezistă în fața puterii militare și armamentului Occidentului. De ce guvernările de până acum n-au fost preocupate de diversificarea resurselor energetice ca Republica Moldova să nu rămână atât de mult dependentă de importurile din Federația că Rusă? S-au temut de Moscova tot timpul. Eu, eu câteodată glumeam că președinții noștri prim miniștri, dacă îi suna de la Moscova, ei se ridicau pe scaun că se temea că vede, cumva că, că, nu se ridică, ca pe timpul când era Stalin. Au fost oameni fricoși, proroși. Dar asta ați fost la eu... guvernare nu cu cei proruși. Păi, anume că eu cu cei care proruși, dar eu, mai eu știu cum eu am trecut prin, am făcut ce, -i ce am făcut. Doar eu am semnat în 2010 cu domnul președinte României Băsescu, gazoductul Iași Ungheni și conectarea la uh, energetice la Vulcănești. 12 ani când s-a dat în exploatare gazoductul Am trecut, da? Vedeți da. cât timp. Eu am semnat documentul, da, de aici se bloca guvernul, pentru că eu îmi amintesc că în primul parlament, când domnul eh, guvernul era prim-ministru domnul Sanghele, a venit cu un proiect de să luăm un credit, să locăm bani pentru a, a, să avem la Cernovodă o secție de asta da, dacă Republica Moldova ar fi investit atunci bani acolo, păi, atunci. Ascult, dar de ce a fost? Țara s-ar fi alimentat. Dar de ce a fost? Peste păi, două săptămâni a fost tras proiectul. Pentru că a fost, cred că sunat de la Moscova, e ca, dacă cumva în întrebați al De ce domnul Zanghele retrasă atunci proiectul? Pentru că dacă nu retrage proiectul, azi noi eram liniștiți în privința aceasta. S-a plus la Moscova și a spus că gaz n-ai cei ce n-ai piață. Și noi, dacă nu eram, n-am făcut pașii curajoși la început, au rămas, independenți de, de, de piața rusă și a de totul cu cei, cei care rusă. au fost politicieni pro-europeni, atunci s-a putut face e, e, mai mult. E, 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 ca să se diversifice aceste resurse energetice? Nu știți, dumneavoastră, ce fac unii polceni. Ei când văd care este... Nu, noi avem două categorii sau trei de cetățeni, da? Proruși care vor cu ce să ieși Uniunea asta euroasiatică, Uniuniști euro euro care vor unirii cu România, dar am a cu, cu, cu stataliștii pro-europieni și nu mai înțelegi care e uniști, care, cum vrea el unirea, prin Moscova, prin Bruxelles, prin direct și nou București. Și avem uh, uh, cetățenii cetățeni care vor uh, în Europa. Că sunt deja plecați foarte mulți acolo, au copii, ficiori, chiar nemijlocit părinții. Și iată, atunci stă unii care își formează partid și zic așa, aici e chiar ăsta, aha, este voronie, e ocupat de voronie, nu. Aici este dreapta, unioniștii. Aha, e ocupat de Ghimpus sau de altcineva. Așa, ies pro european Oamenii vor integrare europeană. Și vine și el să face. E... Dar cine știe el în realitate cine a fost? Pentru că dacă era cu adevărat pro-european, nu s-a întâmplat și s-a întâmplat. Noi am pierdut foarte mult, cu toate că am adus și plus valoare. Prin acest acord de asociere, dacă nu l-a avut noi atunci, da? nu avem azi noi statut de stat candidat. Da. Dacă în 2016 17 n-am fi noi atunci când am rămas pe leu la guvernare și prim-ministru a fost Filip, n-am fi făcut reformele care trebuia conform acord de sociere, tot poate nu avem acordul de stat candidat, fiindcă în uh, raportul Comisiei Europene s-a scris cel mai buni și mari reforme s-au făcut în anii 2016 și 2017. Și cine a compromis parcursul european? Uh, nu, parcursul european... Uh... Cei care au furat, fiindcă de aici s-a de la furtul miliardului și de la uh, uh, corupție, contrabandă cu țigări, toate de aici s-a fiindcă uh, eu am fost după ce Europa pierde încredere în noi cu domnul Lupul la Bruxelles. Când au văzut că am furat miliardul ei, gata, ne-au izolat. Eu atunci foarte mult efort am depus uh, ca să ne mai oferi o șansă. Că era clar, cum adică ei ne dau nou miliardul? Ne dă un avans liberă circulație, ne dă un avans piața europeană, da? Și noi fără miliard. Și atunci eu zic că nu, ăștia nu, ăștia să-i mai lași să mai... Când n-au căzut din copac. Bine, dar toți spun că dumneavoastră a lăsat... Mulți spun, și din mediul de experți și cetățenii, că ați lăsat țara la cheremul unei singure persoane. Care persoană? Vladimir Plahotnic. <laughs> Asta Ăștia sunt prietenii în a Peleului și a meu, sunt dușmanii care nu au avut cu cel compromit pe Gimpu. Wow, el lupt sunt buzunarea plăcaniuc, bacă plăcaniuc. Deci noi avem AE1 și e doi, datorită pe deului. așa? Nu ai venit, vă amintiți în 2009? Pele de mie, pele și -mi, pe -mi, Câte mandate am avut? Pașuna. Și numai când lupul, Marian Lupu a de la Comuniș și a venit, să a luat pari democrat, care n-a trecut pragul, atunci noi am avut să formăm AE1 și AE2. Da, asta mi am mințit. Și ce trebuie să facă pe Leu? dar noi nu mergem cu, cu, cu PD. Eu știam noi că o să vină pe în primul rând, în, în, în PD. Că nu era la început. Vă zis că domnul Marian Lupu critica. A apărut în PD Plăhădniuc. Da? Ce trebuia noi pe leu spunem? Că duceți-vă comuniștii. Lumea au votat și vor uh, să mergem spre Europa. Noi ne-am asumat asta și am mers cu, cu, riscul spre asta. Am cedat multe lucruri. Ca că, la un moment dat să că, ziceți și să credeți că domnul Placotniuc era bun pentru funcția de premier. Nu, e, nu că era bun. Nu era soluția. Pe de -o, noi am listat foarte mult la Consiliul Partidului. Și, uh, deci nu... Uh, Peleu a înaintat candidatură de prim-ministru, ca să spunem că e bun plăcat, nu, dar pe la pe Octa. Pedeu. Pedeu și-a să ne Pentru noi atunci era important să nu avem alegeri anticipate. Să nu vină metit. la putere Partidul Socialist în frunte cu Dodon, care toată lumea deja cunoștea că el este prorus și este uh, dirijat de, 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 Moscova prin FSB sau de lei Dar ulterior PD a guvernat și cu socialiștii. Uh, au guvernat după ce a guvernat uh, pas cu platforma da. ce pe leu și-a sumat și, și a, și -a pus uh, la bătai, eu am pus cu colegii partidul la batai, și inclusiv și numele meu și a colegilor și n-am acceptat alegea anticipat ca să vină Dodon la putere, platforma DA care și cu pasul, care strigau în piață, da? Au, ați făcut mers și să strigați cu ei atunci, mi-amintesc. Cu cine? Cu cei care protesteau atunci în piață. Cum să merg cu ei dacă la dâns și la scris ce vrea acolo și acolo strigau dar va, da. Dar știu că ați mers și dumneavoastră nu, pe în șapte, speranța că pe șapte o să protestați Pe 7 iunie 2015 înainte de alegerile locale cu o săptămână noi am avut programat un meeting cu o ană înainte, înainte de turul 2 că o am construit turul 2 și atunci platforma s-a băgat pe Stripelie. Ne amintim, da. ne amintim, Ce-a fost lumea da. cunoaște? Haideți să vorbim despre ce este și ce urmează să fie. Trădarea nu. în politică, ce înseamnă? Hai da, să termin gândul aici. Hai, terminați gândul. -ă, uh, e jumătate cu, de cu emisiune eu. deja. Bine, dar asta e foarte important. Uh, eu uh, sunt Mihai Ghem, care mă cunoaște multă lume. Eu sunt în lupta asta... Uh, din 1980, la început, sunt unul din foștii lideri frontul Frontului Popular, fondatorul Frontului Popular. Chiar dumneavoastră și stimați cetățeni, credeți că eu am putut să, mă, să merg cu plăhadniuc pentru uh, a-l face pe dâns ministru sau eu m-am gândit la cauza noastră de a merge înainte. Deci pentru pieleș, pentru mine, este foarte important direcția politica Republicii, adică... Dar puteți să vă puteți cât mai și e, dar domnul Placotniuc poate folosi pe leu un interesul? Nu pentru că el n-a avut niciodată acordul nostru la ceea ce nu ne, a convenit nou. Niciodată n-a avut Placotniuc. Dați-mi un exemplu. Mie niciodată și Placaniu niciodată nu a ridicat voce la mine. Eu dacă am spus la coaliție, la noi, că nu merge Placaniu, gata, o tăcut ca mâța care, care ai hrănit-o și blândă și cu minte. Niciodată. Absolut. Numai ceea ce a făcut el, a făcut pe la spate, a luat și a a, resunut, a arestat colegii ca să-și demonstreze că el e mare ștuțăr și mare e, prost, de mele. E adevărat că el a adus ca Moldova să fie stat capturat? La Moldova la situația ca să devină capturat? Eu Plăhaniuc îl cunosc încă dinainte de 2009. El a vrut să presa colegii mei care aveam stația să l vin de stația. Și a spus, mai ce și Gimpul și eu mă întâlnit Stacia cu el. Stația Peco. Și... Pe da, și mă întâlnit și a spus, ascultă, e unicul business care l-am eu și am o trime, o pătrime din afaceri și te rog, nu te băga că e timpușcă. Așa chiar însă în față, vă spun sincer. Și eu zic, eu apă România și eu am tu fur România, mă, prin Petrom, chiar șef la Petrom. Zic, nu te băga aici. Și nu s-a băgat. Și apropo, o plună l-am primit pe dânsul. eram uh, rugat de, de la PD că el vrea cu mine să vorbească. El a înțeles. 8 luni? 8 nu luni? Nu ați acceptat să N-am acceptat, la asta? eram președinte. 8 luni am acceptat, nu l-am acceptat pe dâns. Poate 6 este motivul care el a formă în noi. 8 luni de zile. Și pe urmă a venit și să-mi demonstrez că el ia, că putem să construiască acolo, că chestii, să știi ce. Termină discuția. Eu știu cine ești și ai noroc că noi am făcut alianță cu PD-ul. Nu cu tine. Dar și așa ca să terminăm. Discuția despre cine e, cine a fost și cine este Vladimir Placotiuc. Trebuie adus acasă? Trebuie orice, să răspundă orice pentru ceea ce om care a, -a legea trebuie adus și să se poartă răspundere. Iată mulți spun, vedeți cum, toți, că ghimbu cu Placotiu. Ghimbu cu Roșca, ghimbu cu figurează, figurează undeva ghimpul în furtul miliardului. Nu figurează. Figurează ghimpul undeva că este da, deschis Da, dar cine era la bancă atunci? Domnul Drăguțanu. Domnul Drăguțanu considera că era exponentul Peleu. Păi, dar cât exponenți am avut noi Peleu și și s-au dus? Drăguțanu tot din cei care ne-au trădat. Și i am spus lui în față. Ai răspuns penal. Și la toți le-am spus la mie. Aveți în, vedere că eu, dacă voi încălcați legea și vă băgați, eu lupt pentru cauză, nu pentru bani. Că dacă era pentru bani, eram foarte bogat. De mult. De mult. Dar nu sunteți bogat? Nu. Absolut. Deci ce mea eu? apartament, mașină și... Vila la coloniță. Ca să părintească. Da. Vila. Și o pătrimi în stație care deja am vândut-o. gata, nu mai aveți afaceri. Da, am vândut o un astaz, toate stațiile. Pe cu care le-am, le a vândut lui Andrei Anastasia, ca să mai fac și el bani. Că spuneau că eu fac mulți bani. Lui Andrei Năstas? Da, da, lui Andrei Anastasia. Ne-am dat toate stațiile. Și Lucoilu, și Petromu, și Petromidia, și toate absolut. <laughs> uh, Domn hai şi, la modul şi, serios. Nu, la, la modul serios. Nu, hai spuneți aici la modul serios. Toată lumea este... o să înțeleagă acum că business-ul dumneavoastră a fost preluat de Andrei Anastase. Ce? Păi, dumneavoastră. Păi, dar cum au spus la o emisiune că a fac parte din efortul păi, miliardului. Păi, asta și zic. Las ducă judicată, că eu până acum nu găsesc că judecata îi dreptate lui. Adică, optul să spună. Că e, e polician, că e campanie electorală. Vedeți cum îmi cu misiuni ca să mă compromit pe mine. Iată, sunt niște târgașe, că ăștia, ăștia nu au venit pentru oameni. Pentru... Ei au venit numai pentru interesele lor de aceea eu oamenii ăștia nu-i stimez. E, pentru mine sunt lichelea neamului și, și trădători și fie oameni clar cu interes. Dar celor care ne urmăresc, acum business nu mai aveți, afaceri. Eu? Da? Eu am uh, clar că banii ăștia n-am să las. Eu am pus și să Dar fac i-ați vândut business -ul? La o firmă care are mai multe stații. Am înțeles. Da. Și să ducem la bun sfârșit gândul despre Plahotniuc și revenirea da. lui acasă. Da. da. Da, da, Eu am vrut să termin gândul. Deci da. nu figurez nicăieri cu foarte miliardului. Documente, nicăieri nu sunt. Este vreun dosar penal deschis lui Mihai Gimpu pentru averi acumulate ilicit? Da? Nejustificat. Nejustificat. Este noi. Deci înseamnă că eu sunt curat. Și cum am fost în 88, 89, 90 și am venit să pentru cauză și am demonstrat lucrul ăsta nouă dată, cum un om de ăsta poate să ducă în buzunar la placa sau să Eu am dus pentru cauză. Mie nu mă interesa placa de Pedeu era pentru direcția europeană, integrarea europeană. Și mine asta mă interesa. Integrarea europeană nu mă interesa placa de Fie acolo, măcar dacă era chiar și aici de la Krasnoselski. Dacă el duce politica care eu. Și uh, fi. Dacă el ar fi acceptă politica integrării europene, care oamenii mi-au dat, oamenii doar au dat mandat pentru e, integrarea europeană, nu pentru unire mi-au dat. Da, o votat unul nici, dar integrarea europeană. Păi că eu trebuie să merg înainte. Și am mers putut. prin acești doi care am avut în jurul meu, stânga și dreapta, oameni frumoși, dar cu gânduri la bani, da? eu tot și-am făcut niște lucruri. Decrete care le-am semnat. Limba care am adus, gazoduct care am dar adus. Dar ne amintim alte din lucruri. cazurile lui Dorin Chertoacă la primărie. Nicăs Dorin Chertoacă a fost înainte de a pentru Plahaniușa, în 2015, încă în martie, dar și noi am 15, făcut 10, în ianuarie 15. 2016. De ce ești și alte lucruri? Pentru că Dorin a vrut să-i semneze ele, niște hoteluri ilegale care vrea să construiesc, că să pornim. Nu din cauza că Că, că, dacă eu eram uh, omul placadniu, că Placaniu nu face treaba asta. Dar vă întrebam despre venirea în Republica Moldova lui Vladimir Placotniu. Să vin și să duc părere? la Bernardaț. Pentru că mi-a spus, mi eu l-am întrebat, nu credeți că, că Gimpu pur și simplu a intrat și a tăcut acolo în, în coaliție. Eu am discutat subiectul ăsta și mi s-a jurat că el nu a luat niciun leu din furtul miliardului. Păi dacă nu a luat niciun leu, deci nici fugi? Să vin acasă, demonstrez, nu a luat leu, cum mi-a spus mie că noi când am făcut această coaliție atunci când cu Plahaniuc, da? A primele două puncte a acordului au fost întoarcerea miliardului furat și tragerea răspundere celor care au furat. Și eu când odată în discuții mă întreabă pe mine, ce facem? Eu sunt m-am mai întrebat pe mine. Lasă organele să-și facă lucru, să ducă dosarele judicate. Avem noi azi cu un miliard dosare în ce. Nu. Și Cum vă explicați că nu cum? există o finalitate? Fiindcă înseamnă că se legați acolo unul cu altul. Iată, iată așa. Dar câți pot așa. fi legați unul cu altul? Pe cei care tocmai au fost cu, cu mine împreună înseamnă că ei legați în, unul într-un fel, altul în alt fel. Nu poți să fii președinte de partid sau să fii plahadniu care nu îl cunoaștem să nu știi că spală niște bani pe mult din Combank, da? Miliardele și le rusești, sau că se fură miliarde. Asta e exclus. Având și guvernatorul care ne-a trădat pe noi și l-a dus dincolo, având Ceneau, având e, SISO, având tot absolut. Asta se poate Eu toate acestea, le și le vedeam. Dar nu era alt soluție decât să mergem așa cum noi, Republica, mergem în genul. Toată Republica din 90 mergem cu pas de melc, pentru că altă soluție la noi nu -i. Noi nu putem merge cum o mărțăr și când avem mintea și caracterul, curajul ca să dea aia am mers și noi pe leu cu acest pas, fiind între ei așa ca, ca ceva să mișcă și am mișcat m dacă nu eram noi atunci în alianța asta cu Plăhaniuc și cu Pașpi Comuniști, nu știu dacă avem fi avut noi asta tot de stat candidat. Pentru că știți acordul da. uh, uh, a Comisiei Europene, raportul, unii scris negru pe al 2016-2017, cele mai bune reforme. Fiindcă când am venit noi, era restanță după reținerea lui Filad, asta arestare și tot problema, acela. contrastul ăsta mare între nevoia și priceperea de a face reforme da. și lucrurile -a a fost, care se întâmplau fost, în spatele spatele promovării acestor pe a fost locomotiva integrării europene în acești ani de zile. și noi am suferit din cauza asta, fiindcă că n-am avut parteneri cu adevărat, că cum ne-am înțeles noi la început, că noi ne-am înțeles că noi nu putem fi... E... V-am amintesc că unul din colegi pe scările procuratorii chiar ca zostar lui Voronin. Și eu când i-am adunat i-am spus că noi nu putem fi ca ei. Noi trebuie să ne deosebim lumea vrea uh, să vadă o guvernare cinstit, corectă și pentru ei. Și cât timp a trecut? Și au început să de, de, contrabandă și toate. Când am zis eu unul, bă, termină contrabandă, o să nu te de te distrug. Apo... Și eu înțelegeam ce că stă de întreagă și eu vreau să spomnesc numele. Dar de ce au dat bir cu fugiții cei care în 2019 au căutat că răruși să dispară din Republica? Vedeți cum ei, ei când erau, spuneau că justiția e corect. Procurorul nu s-a Păi au fugit. Deci înseamnă că am fugit pentru știu ce au făcut ei. Omul care e curat nu fuge. s am ca încălcare. În Dar ce... Uh, 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 vezi că e o problemă. Noi am suntem o să spună. Acum au ce să spună. Doar le s-au luat business-ul. De ce tăceau? De ce nu veneau să spună? Eu cu unul din ăștia am vorbit odată, zic, hai, dacă sunt probleme, hai putere, adună și ne așezăm între ei și discutăm, că așa nu merge. Dar pur și simplu, zic, ceartă de asta care să distrugem alianța, nu merge, fiindcă am au votat pentru Este calitatea justiției să vorbim pentru că sunteți și juriți de meserie. Totuși, ce se întâmplă în acest sector atât de important? Pentru că dacă justiția nu-și face treaba, este sărăcie multă, este nedreptate multă, lumea, o parte din oameni își fac bagajele și iau calea străinătății. Ce se întâmplă cu calitatea justiției în Republica Moldova? Ați privit filmul Nunta Malinov? Da. Vă amintesc? Vă amintesc. -am... Își schimbă chipieul repede. Iată așa e justiția la noi de colc care vine. Cine deține puterea politică? Nu toți. Majoritatea. Și e vina doar a lor sau și a politicienilor? Uh, nu. Eu când eram noi în alianță spuneam așa. Cum vreți voi să avem judecători, procurori, polițiști, știi ceilalți din alte domenii, oameni censiți dacă îi văd că sus fără. Hm? și el nu are salariu care el muncește, da? Și el nu are salariu să-și poată hrăni familia. Cum vreți voi? Iată, asta și este... Uh, deja unii au intrat în, în, în sacul ăsta cu smoală și s-a murdărit. Și mai departe, de acum el dansează cum, cum îi spune șeful, fie el direct uh, în organizația unde lucrează sau șef politic. Dar reformă în justiție s-a făcut și când a venit dumneavoastră la guvernare și în timpul când dumneavoastră ați fost la guvernare și după ce ați plecat dumneavoastră de la guvernare și păi, ai, tot reformă nu mai e păi, terminată. Aici și problema. A fost anii aceștia unde puterea politică a compromis moralitatea. Da? Toți poate. Pentru că așa eu consider că el credea că nimeni nu o să-l atingă, fiecare din noi crede că el e. Dumnezeu și nimeni nu să-l atingă și poate face orice. Și iată, asta s-a răsfrâns și asupra tuturor. Și în școli, și în medicină, și peste tot, absolut. Plus sărăcie. Să nu uităm că într-un stat sărac, întotdeauna corupție este cea mai mare. Corupția există peste tot. Și asta din partea și și de în Germania. Dar într o stat sărac, corupție există. Sunt oameni care și-au aruncat la etaj. Bărbați care au înțeles că nu pot hrăni familie și era rușine. Da. Sunt alți care fur și zic, da, eu mor prind. Eu am stau, dar mă că știu cum hrănesc copiii. Dar avem categoria asta de oameni care hapsind de bani care, iată, cum am zis, cu vin în politică, nu pentru asta. Înțelegeți? Se mai poate reforma aceast, acest, acest sector justiție? Până ce fi cum votează societatea și cum gândește, nu văd. Uitați-vă cine vine la Parlament și cine a stat la Parlament. Dar cine? Vorbim despre proteste, dar după ce ne spuneți despre finalizarea reformei în justiție. Finalitate. Va avea această reformă o finalitate? Eu cred că nu. Fiindcă Niciodată? cei care vin mai tineri, ei sunt săraci cu totul. Și din păcate la noi puțini oameni sunt care, care țin la numele lui, la profesia lui. Bine, să admitem că se dublează salariul, se Nu no, Noi am dublat, noi am majorat și a dat ceva. Noi am majorat, noi am majorat nu, nu am e un critica. mecanism care și își dovedește deci mecanismul este, eficiența. mecanismul este prispa de acasă. Este și o vorbă, Dumnezeu dă-mi nu pune, trebuie să ai grijă de tine, dar nici chiar așa. Ca să. Și atunci? Ea și cât că postul. În continuare se va împrejur. vorbi că nu e ordine în justiție eh, și. Cu asta mă. Or, Ordinii ordine trebuie să facem și trebuie să fie. Eu sper că... Va uh, trece timp până vom ajunge la asta. Era altă situație dacă Uniunea Europeană, partenerii noștri, uh, ar fi alocat altfel banii Republicii Moldova. Nu pentru, pentru, nu pentru proiecte, nu pentru reforma justiției, unde o dau acolo și îi spală și credem le facem ajutători, clădiri, condiții frumoase și în altă parte, tot milioane sunt dus, miliarde, da? Dar noi nu avem economie. Economia asta înseamnă când produce. Iată undeva ceva să ca să avem economie. Și atunci când este economie, fiecare om știe că dacă el nu este în funcția asta sau nu are, el poate să ducă în alta liber. Dar când el ști că numai funcția asta, de ce la noi, majoritatea cetățenilor, trec din partid în partid? Îți duc cu partidul guvernării. Vorbim și despre De un loc de nu e economie, nu e moralitate, nu e dreptate, nu e justiție. Ce e? Asta, ce Republica asta e... Uh, cum să zice, cum spunea la început, înainte, actuala guvernare, că au trei lucruri care merg și promit că o să fie, să selecteze oameni, care o să fie... Trecuți prin filtru? Filtru și la filtru să aveau două sau trei criterii meritocrație. -ă, meritocrație. Îmi pare că undeva avem hoțocrosie și la ziua de azi. Fiindcă noi uh, ne considerăm mulți Fișorilor Ștefan cel Mare, dar gândim uh, uh, da documente mă suntem, dar la gândire suntem fișorii lui Ivan Groză sau lui Petru I. Astea sunt consecințe propagandii rusești care au distrus conștiința națională. Un om care nu are conștiință națională nu poate deosebească greu din Eghină. Înțelegeți, dumneavoastră? Nu poate. Și atâci aici e problema. Eu chiar și cu vorbitor de limba rusă. mi știți că e, sunteți vinovați de sărăcia care o Dar de ce îmi spun? -o? Că discut, mă la magazin, nu mă văd. Pentru că mi toți anii ăștia ați votat pentru cei care vă, vă promit Soiuz, Moscova și nu știu ce. N-ați susținut oamenii care au vrut să schimbi lucruri, să mergem să facem reforme necesare și să ajungem într-o situație în să putem concura cu, 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 piața asta de europeană actuală de azi în lume și în Dar pe de altă genere. parte, da. timpul, pe de altă parte, la nivel de stat e greu să faci ordine, să faci curățenie, să gestionezi bine treburile, iar, iar la nivel de orhei, un politician a demonstrat că se poate face schimbarea primul rând, mi pare rău să spun lucrul ăsta, dar eu am votat statul ăsta, dar e atât timp răta că noi nu suntem stat. Știți, mai este o problemă. Oamenii tot timpul caută alegătorii, oameni noi. nu oameni fără experiență. Întrebarea mea era alta. De ce la Orhei da și aici nu? La, ce... la nivel de național nu se poate schimba lucruri, nu se pot schimba lucruri. De ce așa mari lucruri s-au schimbat la Orhei? Păi da, cei care ies și protestează, ce spun? Că am vrea Moldova să fie exact așa Fiind ca că și că asta le-au spus uh, șoriștii. Uh, cu toate greutățile, cu furtunile cu corupți, cu toate toți și ne Moldova, avem drumuri. Da? se termină spre sud, nu avem drumuri. te spun spun, aproape 90% europene. S-a făcut? E făcut sau nu? De ce protestează lumea? Pentru că lumea... Uh, sărac și lenoasă. Cum zic da ce să mă duc eu să lucrez pe deal acum? Mai bine eu mă duc de pasul de lei și mă hrănești și mai toarnă încă -o 100 de grame. Comunismul care a fost la noi a distrus uh, din om uh, responsabilitatea și uh, dragostea de viață să fie prin muncă, dar nu prin slujenie, fiindcă eu de prins lingă pe comuniști, să el bine, am o lingă pe șoșor, o lingă pe unul, pe a doua, dar pe Dar nu e alta problema, totuși, de unde au partidele bani? Partidele nu au bani. Unii au care au furat. Eu dacă aș avea banii ăștia care cheltui șor, sau care eu avut foștii mei și iau colegi de alianță, eu cred că făceam unirea. Totuși, câți bani cheltuie un partid? În funcție cât să are. Cât bani are un partid ca să-i cheltuie? Noi acum o ducem greu, nu, nu avem bani. Oamenii care de afaceri mai fost la noi în partid, plăcat eu de... Și le-a zis cu ghimpo, dacă vă duceți, gata, Eu vreau un vostru. răspuns concret de la dumneavoastră. Pentru că dacă facem trimitere la cele înregistrări video, când domnul Placotniuc discuta cu domnul Dodon, e o situație și... Nu, aici depinde. Dacă partidul uh, are televiziuni, dacă are ziar, dacă are post de radio, și sunt mari. Cât? Până la cât pot așa? Păi da, eu n-am avut, nu, nu pot dar să a, spun. Aproximativ... Noi am cheltuit bani întotdeauna num numai pentru campanie electorală și cheltuieli sedii care am avut la Chișinău. Și Acum avem numai la Chișinău sediu și aici e foarte greu încă. Ne am închis acum de sistemă scursată. Dacă ne erați la putere, nu era atât de greu. Păi atunci primim bani de la buget. Dar acum vă întreb, poate cetățeanul să-și dea seama estimativ la ce sumă se ridică cheltuielile unui partid în Republica Moldova? Nu se urmărea să vadă fiecare partid câți bani primește din buget și atunci, dat tabloul e clar. Iată cât, cât, cât cheltuie un partid plus cât e, finanțări primește partidul în afara banilor de la buget. Și atunci, datele astea sunt publice. Ele iată, sunt tocmai din afară. vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cât, o... cât e de ușor să convingi un om de afaceri sau un simplu cetățean să-ți verse bani în pușculița partidului? Nu e ușor și nu e simplu. Dar unele partide uh, spun că uh, trăiesc inclusiv din donațiile simpatizanților. Este să fai verde lovă. Minciuni. Și actuala la guvernare spunea lucrul ăsta și atunci, și -a, acum au de la buget, este să minciuni. Uh, primul oameni de afaceri uh, stem, pentru că dacă nu ești la putere, gata, Puterea te că strangulează. Că puterea nu vrea să crească un alt partid să vină să, ia loc. Dacă când erați la putere, mai multe componente, atunci... A cei care au fost în partid, da, au finanțat partidul, am și făcut declarații, am anunțat la CEC, tot absolut era, da, în afară de bani de buget, au fost în campanie electorală, cu toate... Aici... Și banii care veneau la PLE, erau comparabili cu banii care veneau la PD? E, hai sunt fim <laughs> Azi, în serios. Noi pe Leu am fost cel mai sărac partid. De ce așa am avut 13 mandate? Dar este adevărat că au fost cazuri când pd era generos și dădea bani și la alte partide? Nu știu, nou, nu unul ne-a dat. Mulți ni se dar i-am refuzat. Știi ziua ni se promitea și tot am refuzat. Eu n-am vrut să am capcană. Să fiu prins în capcană sau strâns la tias, cum Deci părerea noastră despre proteste care e? pe de o parte mi și jale de oameni ăștia, dar pe de altă parte și îi contam și mi și jenă de asta, fiindcă ei nu înțeleg că cel care l-a furat același și de acești bani ăștia. E cum să te duci cu hoțul? Adică e cam egal că vecinul meu sau vecinul cuiva s-a dus și a furat omului porcul, și după asta eu mă duc și mă așez la masă și mănânc cu domnul friptură. mă invită la friptură. E cam același lucru ce fac oamenii acum. Cu atât mai mult că, adică două lucruri sunt rușinoase. Ei sunt cei care vor să ne ducă spre Întuneric, spre Rusia, da? din punct de vedere politic, ideologie, ei sunt cu, cu Moscova. Cine? Șor, partidul ăsta. Și e că noi până azi n-am interzis ca partidul, partidul trebuie să existe, dar nu cu dinumirea Șor. Șor nu poate exista denumirea acestui partid. Legal, nu poate. El este condamnat și figurează în documente. Sunt probe de ajuns că nu poate. Da, nu e definitiv, dar e partid politic. Sunt mai multe nuanțe acolo care un, la Ministerul Justiției se ocupă serios de lucrul ăsta și trebuie să zboare denumirea asta. Lasă fi de denumire ce care doriți, numai nu Șor. Nu poate. Este e mare rușine pentru noi. Eu cred că nu toată lumea. Că noi avem partid care poartă denumirea costului de miliarde. Să dumneavoastră? Și atât lumea asta nu vrea să înțeleagă. Nu, asta e, știți, sărăcia la a dus pe om câteodată la faptul că el nu mai gândește, Cum a zis doamna aceea, că. Ești și dacă o furati, un nu, de la orhie, un frat de la Chișinău. Iată ce înseamnă sărăciei. Ești oameni săraci. O parte sunt acolo, care, e o, care nu e exclud că ei au și un proiect să facă din 9-7 aprilie ca să se poate de, ajunge la destabilizarea situației? Asta și se dorește. Eu și -am, am spus odată că nu mă deranjează aceste proteste, dar mă tem să nu ducă la situație, la situației, fiindcă Moscova nu vrea să intre la noi cu tancul, conțeles cu tancul mai greu. Mai bine e așa cu un destabilizare prin partide de poliție ai putere, și atunci gata, e simplu luat și nu, nu, nu nimeni și nu știu ce. De ce noi trebuie să fim foarte atenți și, și aici mi, mi pare că și organele noastre nu lucrează până la capăt. Dar de ce stau și îi urmăresc numai aici în piață sau când vin ei să vor să se instaleze corturile în față cu tare, lumea stă și vinde, o muncit o de zile și o să își vândă roada și fac un bani și îi se bagi peste ei cu corturile, nu? Trebuie de acolo de un acolo. Și nu avem Serviciul noi. Sistul nu avem. Nu avem pol poliție de sectorii, nu știu fiecare acolo unde omul și ce face și cum să vine cum să dă cum să faci cum a zis ieri doamna procuror de la o instituție din domeniul ăsta a zis că noi nu avem nimic cu oameni avem cu partile politice, finanțarea doamna Dragălin, șefa da, procurat nu ne interesează, și, da. este legea care scrie clar cum se finanțează partidele și, da, și permite și dacă ai așa legal tu anunți, e declarat și bună ziua dar nu când anunți public că eu am dat 5 milioane pentru că oamenii se duc să aibă ce mânca și să... să cu, cu, ce, nu? Asta e bătaie de joc, să stai la televizor și să dai de mâșla. Nu toată presa îl arată pe, pe, pe ăsta care dirigează tot lucrul ăsta de, de, de Nu ce mai arată la televizor. Stimați jurnal, ce mai arată Păi... Cine l-a promovat și până acum? Nu era promovat prin, că în bază de contract, promovau unele televiziuni proiecte de alușor? Și nu că exclud că în baza lui, lui, șor spatele ușor mai stă încă cineva acolo. Dar că Acei încă... care sunt legați cu fortul miliardului, care împreună au făcut treaba asta. Și cine ar fi acest? Cei care au furat miliardul. Ei sunt cu interesat să doboare această guvernare și în generii să vină ei care să, să de acum să spună da. că e toată... Dar ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge cei care protestează să guverneze? Ce să, ce întâmplă? În Republica Moldova, ce s-ar întâmpla? Nu o să ajungă ei, în primul rând, că nu, nu o să admitem noi lucrurile astea și eu cred că cetățenii la noi și diaspora înțelegi și poate să întâmple. Chiar dacă spărați mulți, am auzit, am, auzit, am auzit, spărați pe, pe, pe actuala guvernare, pe doamna Sandu, că greșeala dumnezei este că a promis ceea ce știa că nu poate face. Și Toți politicienii promit ceea ce știu eu, că nu, n -n, vor face. eu și pe nu n-am promis. Dar dumneavoastră ați promis unire de unirea? 30 de ani. ani. Ai spus că noi trebuie să ne unim, n-am spus că mâine facem unirea. Dar 30 de ani au trecut. Dacă 30 de ani, dar noi am promovat, era limba română 5% care îi cunoșteau. Dar românii în general nu vreau să audă, dar am văzut că s-au schimbat. Asta datorită nouă. Haideți să vorbim și despre curentul unionist care e dezbinat. De ce? Pentru că nu sunt unioniști. Dacă erau unioniști, erau un pielec cu așa cum au venit la noi, cum le-am oferit mandate de ministru, de deputat. Dacă sunt unioniști, bun, am fost eu rău, spuneau cu rău, da? Eu am plecat, mi-am dat demisia în 2008. M am dus la colonisă, la casă părintească, prin grădină. M-am făcut agrarian. Și atunci că să vii dorin. Nu nu i dorin De ce nu au V-ați făcut acolo. agricultor mai degrabă decât agrarian. Nu? Da. <laughs> <laughs> da. Nu, eu politic am zis așa. Domn Ghibu, dar la modul serios. Ați discutat cu Bucureștiu și ce răspuns ați avut din partea României când e vorba despre abordarea acestui subiect? Când am discutat, eu mi spunea că trebuie o integrare europeană. Un timp, sincer vorbind, și eu credeam că mai ușor când atunci valul ăsta cu Merkel, cu Biden, cu miniștri, cu toți la noi, oaspis, ca și acum, da? Eu am crezut că într-adevăr a venit valul de integrare europeană. Mai târziu am înțeles că ei pe noi ne țin la margine. Nu, nu. Deci unirea, o decid cele două capitale, Chișinău și București, o decid marile puteri, nu, o noi. decid cetățenii. Cine în primul rând, noi, cetățenii, de dar ca să termin în gândul ăsta. Și, pe am înțeles că nu poate avea loc unirea prin integrare europeană. Deci unirea poate avea loc numai direct. Chișinău-București depinde de noi și de București în primul rând, cetățenii noștri. Bucureștiul, când se uită ca cetățenii cu Putin, azi Putin intră în casa ucranianului, o moare, violează soția, da? și pe dânsul o, mară, o și el ține cu Putin. Apoi, ce credeți că la București o să unirii cu noi? Trebuie să ne trezim, să ne dăm seama, să fim cu adevărul, să fim cu oameni civilizați, cu pacea, cu liniștea, dacă vrem bunăstare. Dar atunci când vrem bunăstare, dar suntem cu hoții și cu bandiții, cu criminalii din război, noi nu putem să avem uh, uh, bunăstare. La Comrat, uh, se fac și acolo proteste și se cere restabilirea Uniunii Sovietice. În stânga Nistrului, dumneavoastră știți care e starea de spirit. Iată, ținând cont de toate aceste realități, cum se face această unire? Unirea se faci pas cu pas. Trebuie să mișcăm lucrurile înainte. Ea nu posibil mâini nici poimâni, dar dacă nu o să vorbim de ea, ea nu o să fie niciodată. Dar România e țară-membră UE, țară-membră NATO. Și dacă ce? Eu am vorbit, și eu am, stat cum cu, doamna se eu am stat cu doamna Merkel. Eu am de cu doamna Merkel Era prezent și Voronin, ne-a invitat pe toți ei din Parlament. Și eu am zis, nu vreau să revin la istorie, dar consider că Dumneavoastră trebuie să ne ajutați să ne unim cu țara noastră România. Și mi-a zis, -și facem cu actul Helsinki? De eu zic, doamnă Merkel, dacă să a Germania, ce nu există actul Helsinki? Există. Și v-ați unit? Actul Helsinki spune, nu se poate schimba, e cum vrea Putin, hotarul, cu forță, prin război. Dar bine, vor cum s-au dispărțit Cehia și Slovacia. S-au împărțit hotarul. Și atunci Voroni m-a întrerupt și o zic, aia asta numai cu unire în și a început așa și n-am mai dus terminat discuția. Dar este clar, atunci am înțeles că Germania nu vrea unire. Și nu numai Germania, mai mult nu vor. Pentru că atunci când Mihai Viteazu și a unit aceste trei state românești, de ce a pierdut? Fiindcă imperiul de atunci polonez, uh, și care mai era otoman, era împotrivă. Nimeni nu vrea ca România să fie mai puternică în zona asta. Și acum tot este problema asta, că dacă noi ne unim cu România, România devine teritorial mai mare, devine economic mai și militar. Mai multe sunt aici. Și aici sunt interese geopolitice ca și cu războiul ăsta din Ucraina. Fiecare cu, cu planul său, China cu planul său, celălalt cu planul său, toți se gândesc cum să câștige în urma acestui sau în perioada sau și în urma acestui război. De ce unirea ea va fi și nu trebuie să lumea să creadă că eu și Peleu am promis, dar n-am făcut. Noi am promis și am spus că unirea trebuie să o facem, dar n-am spus că o să o facem mâine sau în, în anul cu tare respectiv. Dar dacă nu, sameni n-ai de unicule roade. Și noi știm, suntem conștienți că acest lucru este foarte greu, având în vedere mentalitatea, având în vedere toată propaganda rusă, că majoritatea la noi gândesc că rusești, că ei sunt cu Putin, cu Omscu, cu Tomscu, că au vândut uh, uh, fructe și legume în Rusia, că s-au dus cu jumătate de sac de tăscovină și au luat zahăr și apă din Rusia și au făcut vin și le dat și aceia beau orice și eu vin cu bani. Multe sunt aici. Dar oricum, iată, acest război din Ucraina ne arată încă o dată în plus că noi numai unindu-ne cu putem să dormim liniștiți. Sunt caz fiecare să gândești când scurcă, dar ori la noapte, n-a să uh, oprească o rachetă și peste noi. Iată de ce trebuie să începem a gândi că la noi de ce au venit mulți în Republica Moldova? Doamna Ursu, de ce? Ce Rusia n-are bogății? mai mult ca noi, are, așa? plinul de bogății. De ce au venit la noi? Că e mai bine, ce că mai... e mai, mai... cald, că fructe, că legume. Okay. Păi atunci și întrebăm, dar de ce noștri cetățenii ce nu, -și nu vor cu România dacă acolo e mai bine? Și Domn de să și a bunăstării, și ce mai mare, și multe de la ferul ierbii. De ce din Republica Moldova majoritatea cei care au ales calea pribegiei sunt moldovenii, dar nu alte etnii? Vă spun eu, pentru că eu am lucrat în industrie și în comerț, la calea ferat și în construcții pentru că toate funcțiile cheie au fost pe mâna uh, da, care au la noi și ei au deschis afaceri și ei au magazine, au tot și ăștia s-au aranjat și uh, a, -a, a lor lucrează la nu Dar știu. vă întrebam ceva mai devreme Și mai este și acum a devenit și o modă no, ei, e că Eu am vorbit cu unii oameni, îi spun mă cât ai stai tu în Spania? Atâta, eu îți dau mai mult Nu? eu zi, A devenit o modă, că el trebuie să duc. Bine, dar acolo și condițiile de viață sunt mai bune, accesul clar, la, accesul eu, eu, la serviciile de calitate, în și nu poți compara viața din uh, Chișcăreni cu viața din Padova, cu poftim. Domn vă întrebam sau... ceva mai devreme despre starea de spirit de la Comrad de la teras foletă. Cum vă explicați dumneavoastră că după mai mult de trei decenii de independență a Republicii Moldova, totuși la Comrat se gândește altfel decât la Chișinău sau în alte... Tot cei care au condus. -au peste tot cei care au condus poartă virul asta. Noi am să nu sunim și acum Transnistria, prin uzina la Râbnița, Chiar firmele care nu varsă în bugetul nostru, le-am dat voi, le-am dat uh, licență. Dar de se atentate. consumă electricitate de la Cuciurgan. Da, dar e rușul, e acum azi, dar nu e a noastră, e a vasca, masca. Dar că era la putere, nu ați putut să faceți claritate. Pentru că am înțeles că și această centrală a fost privatizată nu tocmai legal. Da, ilegal, sigur. Și de uh. ce nu s-a adus în albea legalității tot ceea ce a fost ilegal făcut? fiindcă nu s au făcut la timpul lucrurile. Acum Republica Moldova nu putea să lupte cu Rusia în privința Transnistriei, în privința Găgăuzei, adică lucrurile nu s-au făcut la timpul lor. El trebuia, iată, dau un exemplu. Dacă în 90, da, cei care au venit la putere, spunea că Front Popular, Front Popular nu a fost la putere, a fost o treime, noi eram deputați. Da? Noi... Ne amintim. Da. Și spunea, oameni buni, eu am fost comunist. Eu am ajuns secretar de partid. Am fost un sovietic. Am învățat cu totul altceva. Dar, de fapt, ceea ce am învățat noi nu are nimic comun cu trecutul nostru. Noi am fost ocupați la 28 iunie. Noi suntem români. Și viitorul nostru este în unire cu România. Da, pentru asta ne trebuie un timp să vedem cum trebuie să avem relații bune și cu Rusia, dar dacă nu o să mergem în direcția asta, noi o să fim permanent săraci și obișnuiți cum românește. Umiliți. Umiliți, da. Și nu s-a spus. A venit unul și a spus. Le popor moldovnesc, dar Am venit și a șa și a trile, și a patru, și, -a cinci, și -a actualul președinte spune numai că limba e dar restul națiunii și popor moldovenesc Păi spuneți-mi, vă rog, cum se miște lucrurile? Când, când, ne văd pe noi rușii de aici și rușii de acolo, e râd de noi că noi nici limba nu ne cunoaște. Noi vorbim un cuvânt românește și două rusește. Sau că ei suntem din Moscova. Și dacă din Moscova odată gazul, la urmă, urmă, nu am mai închis gazul și nu am mai fost. Dar noi nu avem demnitate. Noi călcăm pe o să celor care au murit în Siberia Cei care au murit, 300 de mii de foame de murit organizate de, de rușii bolșevici, de rușii roșii, nu de, de, de altcineva, de ăștia de, de care zice lumea ineliberat. Păi cine suntem noi atunci? și care e problema aici. Mihai totul Iubi. e legat de conducere. Dar puterea e aceea pe care o are care e societatea. Societatea la noi, din păcate, este așa. Mihai Gimpu, cum s-a pregătit de iarnă și ce economie e gata să facă numai ca să treacă cu bine peste acest sezon rece? Eu nu sunt din cei lenoși, nu sunt din cei care plâng, da, este gazificat. Satul, apropo, colonizează gazica datorită mie, că se zic, mic, eu am ajutat, fără minus, gazificat satul în 85, Colonisa. Și atunci spuneau să-mi ridici monument de aur, când oamenii au scăpat de carbon, gaz, ieftin, 85, vă dați seama. Și lemni. eu o săptămână m-am ocupat, am mai rărit nucarii, care îmi încurcau deasupra vie, terase. Și o săptămână m-am ocupat, am lemni de anul trecut, de și tot așa, de plângă copaci. Ce economie și... puteți să mai faceți? Economie? Nu beau. Nu. Must. Economie de resurse energetice. Resurse energetice? Nu nu mai prind becuri. Apropo, de economie, de ce guvernul nostru nu dă o dispoziție ca în toate clădirile din Chișinău, știți că piscări are toată noaptea becurile? Tot să pun în becuri care s-a la, la, mișcare. Ați văzut că ieri a fost în bezna aproape. Da, dar nu, în toate. Dar și fără până la criza asta. De ce nu pun, nu este cu sau primarul de azi? le-ați sugerat o idee și... Să piscări, să fie becuri la mișcare. Dar Am așa înțeles. ar toată noaptea, tot Chișinău, toate casele arde de lumină și noi ne suntem săraci. Cine va candida la funcția de primar al municipiului Chișinău la următoarele alegeri? Și în partea PL-ului? să ajungem și o să vedem. Nu, dar deja aveți nu. o nu. închipuire. Cine merită? Da, mă gândesc. Sunt niște candidaturi, dar e prea de vreme să le anunț că, în primul rând, politic nu corect și personal nu, că oamenii încă nu au dat acceptul și atunci știți cum la noi, dacă... Va fi acerbă această luptă electorală pentru Eu vreau să de fie primat? așa, că noi trebuie să întoarcem primăria. Noi, liberali am apărat și 90 ani din partidele socialiste, comuniste, prorusă și dat datorită lui să noi avem azi un primar socialist. Și noi trebuie să întoarcem primăria să avem limba română, dar nu limba de stat la 31 august. Mulțumim foarte mult președintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Gempu a fost oaspetele vocei Basarabiei, vocea care ne unește. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc, greu v-am găsit, dar deja știu unde și dacă o să mai invitați, cu mare plăcere. O să Vă invităm și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc, succes dumneavoastră! Mulțumim!